Construim un județ viu și viabil. Au trecut mai bine de 10 ani de când la Consiliul Județean Harghita lucrăm cu o nouă abordare pentru ca locuitorilor să le asigurăm un mediu viabil și pentru a crește atractivitatea județului. Lucrăm pentru ca în localitățile harghitene să crească siguranța, să fie drumuri circulabile și spații comunitare moderne pentru ca locuitorii să le folosească cu fiecare ocazie. Viziunile pe care le avem pentru viitor. Conectăm regiuni. În ultimele 10 ani, localitățile noastre s-au dezvoltat într-un mod vizibil. Una dintre schimbările cele mai notabile este probabil faptul că azi, în majoritatea localităților, se poate circula pe drum asfaltat. Asigurăm siguranța circulației, asigurăm conectivitatea rutieră cu județele limitrofe. Construim un județ în care locuitorii se simt în siguranță. Întreprindem măsuri pentru a construi un județ sigur în care locuitorii să se simtă în siguranță. Sprijinim și dotăm echipele de pompieri voluntari, membrii Serviciului Public Salvamont și Salva Speo. Construim un județ sănătos. Dezvoltăm spitalul județean la nivel regional, construim 100 de locuințe de serviciu pentru medici. Construim un județ activ care favorizează sportul. Construim un județ verde. Protejăm valorile naturale, susținem înființarea centralelor de biogaz și a sistemelor de biomasă, în birouri reducem consumul de hârtie cu 25% și încurajăm renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor publice. Revigorăm economia județului. Continuăm să ne concentrăm pe consolidarea întreprinderilor individuale și familiale. Încurajăm înființarea de noi industrii de prelucrare și cooperative agricole. Promovăm și ajutăm la comercializarea produselor locale, înființăm centre de incubatoare de afaceri și parcuri industriale în tot județul. Îi încurajăm pe tineri să rămână acasă, să investească aici, să creeze locuri de muncă acasă. Turism. Construim un județ atractiv. Susținem inițiativele de dezvoltare a turismului rural, a turismului pentru familii, a gastroturismului, a turismului sportiv și cel medical. Construim un județ family-friendly. Susținem cuplurile care își întemeiază o familie, creșele, grădinițele și programul After School, problema angajării cu programul flexibil a mamelor și programul de administrare al comunelor. Viziune pentru tineri. Vom continua să sprijinim învățământul profesional, ajutăm la orientarea în carieră și continuăm programele de stagii și burse. Împreună alături de vârstnicii noștri. Susținem crearea de oportunități pentru o vârstă activă, îngrijirea la domiciliu și construirea căminelor pentru bătrâni. Construim un județ inovativ. Sprijinim cercetarea, dezvoltarea educației digitale, reducerea birocrației și ne ajutăm și antreprenori prin înființarea de centre incubatoare de afaceri. Construim comunități. Protejăm imaginea satului tradițional, identitatea. Sprijinim cultele religioase, organizațiile neguvernamentale. Clarificăm proprietățile și limitele de localități și județi. Vom consolida și vom continua procesul de clarificare a proprietății funciare. Cele trei B-uri. Obținem sprijin din trei capitale, București, Budapesta și Bruxelles. Luptăm la nivel european pentru problemele noastre, la care nu putem găsi o soluție la nivel local. Învățământ, problema tinerilor din mediul rural, problema urșilor. Atragem fonduri de dezvoltare din cele trei capitale. Dorim să continuăm munca noastră și de acum încolo facem față provocărilor. Cu sprijinul dumneavoastră ne dorim să continuăm munca demarată. Și în următorii 4 ani dorim să lucrăm pentru județul nostru, sub semnul credinței, a muncii și a încrederii.